Palatul Culturii Teodor Costescu găzduiește o expoziție inedită de fotografii semnată de artistul Victor Troacă. Vernisajul este deschis spre vizitare pentru iubitorii de artă și frumos până în luna martie. Palatul Culturii Teodor Costescu găzduiește în această lună în sala Clubul Artelor o amplă expoziție de fotografii inedite autorului Victor Troacă. Că avem bucuria la Palatul Culturii să vină o expoziție de fotografii inedite, o expoziție pe care o așteptam de altfel de anul trecut, dar datorită condițiilor și pandemiei nu s-a putut ține. Bucuria este foarte mare pentru că așteptarea a fost foarte mare. Această expoziție, Conacele Mătrișorenilor, autor Victor Troacă, de la Târgu Jiu, este rodul unei colaborări cu Muzeul Județean de la Târgu Jiu. Expoziția intitulată sugestiv Conacele Mătrișorenilor prezintă lucrări ce surprind gospodăriile tradiționale țărănești ale localnicilor de pe cursul superior al Văii Motrului, un adevărat tezaur al statului tradițional din nord-vestul Olteniei. Pentru mine reprezintă o chestie ultra-sentimentală pentru faptul că eu am crescut pe aceste locuri și eu știu fiecare conac sau... unde este, ce s-a întâmplat acolo și acum câțiva ani când am trecut pe acolo și l-am văzut în paragină, m-am hotărât să fac ceva. De pentru mine este un manifest, ca să vă spun adevărul adevărat. Câte picuri ați expus astăzi aici? Cred că sunt în jur de 50, dar... Eu sunt pregătit cam cu 150 de astfel de imagini. Expoziția poate fi vizitată în perioada 10 februarie-10 martie, anul curent, de luni până vineri, între orele 9-14. Evenimentul este organizat în colaborare cu Muzeul Județean Gorj, Alexandru Ștefulescu.